Atenție, înainte să înceapă acest vlog cu un thumbnail și un titlu extrem de clickbait, vreau să luați în vedere că eu, Cristi Munteanu, am postat două vloguri în două zile și ar trebui să mă susțineți indiferent de cât de clickbait este videoclipul. Vă mulțumesc, vă pup! Bun, filmăm! Liniște! Salutare, noi sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou vlog alături de... Anais! Ce să facem și noi acum? Asta e, ne mulțumim cu ce avem. Astăzi am luat-o pe Anais la mine acasă, ca să... Da, o să facem, explică poza asta, pentru că la mine pe canal n-am făcut în viața mea challenge-ul ăsta și am zis că ea ar fi persoana perfectă cu care să facem acest challenge. Ce părere ai? Mulțumesc de idee. Înainte de a începe acest episod, v-aș ruga pe toți de acolo care sunteți și vă uitați la acest video să apăsați pe butonul de like, în caz că nu v-ați abonat să o faceți și să activați notificările din dreapta butonului de subscribe ca să primiți notificări de fiecare dată când o să postez eu un clip și o să fiți și mai tari și o să vă respect și o să vă pup. Bun. Deci tu începi. Ai o alegere gratuită în telefonul meu. De ce fac asta? De ce? Chiar nu am venit cu ideea asta, regretor. Okay. De ce ai făcut screenshot la Lino și okay. Ediție. N-am făcut eu screenshot, Lino mi-a trimis în privat poza aceasta ca să-i pun swipe up pe story. Salut, Lino, știu că faci asta mereu, te pup. O să explici poza asta? Ok, poza asta mi-a dat o prietenă cu o inspirație pentru Instagram-ul ei. Și am zis că e foarte cool. Și asta e tot. Și asta e tot, asta e toată istoria acestei poze. Și am zis că nu-mi plac unghiile ei, gen, nu. Nici nu m-am uitat la unghii până acum. Ok. Păi lasă-mă uite prima oară. Băieți, observă detaliile altfel. Deci dacă o să-i arăți poza asta unui băiat, să-mi spuneți la ce v-ați uitat prima dată din poza. Vai. Ok, asta. Eu cu băieții mei, prietenii mei, cei mai buni, adică fratii meu, avem un grup pe Instagram unde ne trimitem poze. Și mi s-a părut amuzant. Eu acum nu mai am poze, mi s-a dus bateria BAFTA, acum băieți, începe distracția. Eu de-abia stau pe telefon, deci mă jur, oriunde merg, bine, stau pe telefon, dar nu fac poze, nu îmi poze. Da. Uite, poze, credeam că eu fac o grămadă de duble la poze. Deci avem aici un mesaj de la Anais My Queen, cu un desen cu Shelly. E fan art pentru ea, dar e cu Shelly. Deci, ai ceva de explicat la poza asta? Ai mai vorbit cu ea? Ce ți-ai zis? Hai să-i arăt lui. Și ai arătat-o? Nu. Te-a dezamăgit, îmi pare rău. Deci acum Anais My Queen, știu că o să te uiți la acest video, pentru că fanii ei sunt fanii mei. Pare rău. Nu l-a anunțat până la urmă. Shelly, nu mai răspund la mesaje. Nu e vina mea. Mamă, să iasă atât de scurt, că nici nu știu ce să pun de aici, frate. Majoritatea nu-i de pus pe aici. Mamă, ce dracu. Ok, nu! Proiect. Holy shit, ce aici? Jesus Christ, nu vreau să văd așa. Mamă, ce... Explică-mi, te rog, poza asta cu tine și cu Tiffany. What's up, man? What's up, man? Dude. O iubesc. Așa că am să ne pupăm. Ca să vă arătați... Sărbătorim Paștele, ca să-i de Paște. Ah, aveam deci, un mai nou așa, mai nou așa se sărbătorește Paștele. Am ciocnit și noi. V-aș punit... Ok, bun. Mamă, câte poze, bă! N-aveți idee ce-i la... Poți să le arăți. Domnișoara, în telefon, fiți atenți. Am postat o poză în toate astea. Vedeți toate pozele astea? Bă, ceva pe aici. Bă, o singură poză. Atâtea duble pentru o singură poză. Nu, vă distrugeți. Da. Vă distrugeți camera. Poți să explici poza asta sau nu nimic? Ți-ai zis, să-mi pun și eu camera, să-mi pun și eu telefonul aici. Nu, că nu vezi că nu-mi țineam. Aici cineva. Ce? Aici și-o ține... Aici cineva, gen, pot să fac o poză cu tine? Și am zis, la normal. Și că pot să fac o poză, asta înțelege domnișoara de lângă mine. Pot să fac o poză cu tine, sigur. Fă-mi, ia, ține-te cu aici. And affection. O să stai asta la montaj? Nu, trebuie să o pun. O pun! Da, deci poți să-mi explici ce se întâmplă aici? Era o... Am ieșit cu un băiat la o cafea și am făcut o poză. Nu! Poți să-mi explici, te rog, ce se întâmplă aici? Era, ești practic o... Fetiță inofensivă care ești... Sunt o fetiță inofensivă. Ești o... Trebuie să-mi neapsă la care ești mănânca cadeaua, adică...
ziceți și voi ce părere aveți despre poza asta. Ce am scos pe masă la promisie, să fac o poză. Pentru că cineva a dorit-o ca de aia. Ok, și acum de final scotăm ceva hot. Toată excursia mea prin telefonul a fost madness, n-am ce să spun. A fost, nu, e ca și cum aș fi fost un copil mic care e pierdut în mall de părinții lui. N-am, nu știu, nu înțeleg nimic din telefonul ei pe acolo, o grămadă de poze. Acum am realizat câte puține poze fac eu. Și eu credeam că fac o grămadă de poze. Bă, dar în thumbnail o pun full. Nu! Nu! Distrugi cariera! Oricare ar fi aia. Să nu dați hate. Mă rog, dați hate. Deci cam atât a fost, fraților, și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut foarte mult acest episod. Eu am fost Cristi, ea a fost ea și... Pe ce? Da? Atât. Pa, pa.